Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Albaca AK Daragiu și astăzi am revenit cu o nouă parodie animată pe o temă puțin mai controversată, și anume de ce YouTube-ul urăște anumiți YouTuberi, iar pe de altă parte iubindu-i pe ceilalți. Ha, să-ți dau în cap cu și-ți fut un pumn la... Presupun că o să începem cu începutul. De unde e ideea pentru parodia asta? Păi, zilele trecute, pe când mă uitam prin folderele cu filmări mai vechi, da, am și de-alea, am găsit un gameplay la un joc Boobs Button Shoulder destul de sexual împreună cu BC și Zappy, unde nu se întâmplau prea multe, dar am vrut să fac un experiment. Nu neapărat intenționat, dar anume să văd în cât timp YouTube-ul dă HD strict la video. Și ei bine, a durat doar câteva ore până când legionarii de pe canal nu-l mai puteau vedea. La început a făcut o grămadă de viuri, la un moment dat am văzut că nu mai crește deloc și m-am întrebat de ce, și nu am stat mult până să văd mesajele voastre de pe Instagram zicând încă, bă, nu pot să văd clipul, bă, stai ombilicu, auzi? Așa că m-am dus în setări să înțeleg de ce, și da, era age restricted, pam, pam, pam. Oricum, problema nu e că acel clip în care cei drept erau niște buci în cadru a luat age restrict, problema e că dacă clipul ăla a luat age restrict, ăsta de ce nu? Gen, sunt clipuri ca ăsta cu ouă care are age restrict, probabil pentru niște înjurături minimaliste, dar clipuri de la anumite ganguri unde sunt buci în cadru, minore, la clar, sunt ok, nu? Alpaca, dar YouTube nu se uită la toți în parte, doar ghinion, frate. Da, ori avem noi ghinioni, ori unii au avut foarte mult noroc, mai știi? Ha, să-ți dau în cap cu și-ți fut un pumn la... YouTube egal grădiniță. Well, nu știu ce să zic de faza asta, că YouTube-ul s-ar fi transformat într-o oarecare grădiniță, căci până la urmă e o platformă a celor de la Google și fac ce vor cu ea, nu? Da, YouTube-ul va promova mereu un conținut cât mai clean, fără înjurături și pornache în general, pentru că le e mult mai ușor să vândă reclame pe astfel de canale. Uite la PewDiePie, până și el a mers pe calea făgăduinței și nu e nimic greșit cu asta, da? Sunt copii pe platformă și nu e ok să-ți bași toți morții și răniții măsii în ei, cât e la fel de ne-ok să le arăți un Nick Samster, numai că varianta mai decentuță. Oh, da. Dar totuși, mai sunt câțiva care nu sunt tratați în același fel, indiferent de ce postează, de la canale uriașe până la canale mici, 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 mici de tot. Sunt sigur că și voi știți măcar un video, până și din ăla muzical unde se găsesc la buci și țâțe acolo, de poți da o labă ca lumea 3-4 zile în continuu. Adică nu am, v-aș arăta eu câteva exemple aici, dar ghiși ce? O să iau aici restrict cel mai probabil pe un clip care sigur nu are așa ceva, ironia fucking sorții! Văd numai în poze, cred că îmi e fugi filmul. Văd ce-n viitor fuge, nevasta fuge filmul. Oh, nu fugiți că vine garda! Regulile de pe YouTube s-au schimbat de-a lungul timpului și nu mai sunt ce-au fost odată, maică. După apocalipsa adusă mai mult sau mai puțin de nenea, Felix, acest așa zis community guideline, a fost cât de cât modificat și explicat în așa fel încât să fie mai ușor de înțeles. Acum o să vi-l prezint pe scurt, ca după să putem înțelege de ce unii iau muie și alții nu. Bine, poate unul le place și ăsta ar fi un motiv, dar na, hai să vedem. Ce nu avem voie să facem în clipuri? Ca acestea să fie considerate ok pentru YouTube și să nu ne mai pună pe lista lor neagră, tunete. Nuditate sau conținut sexual. Well, ok. Deci să nu ne arătăm coițele la cameră sau, în cazul precedent, bucile, țâțele și tot ce mai avem, ale dracului de regulă. Conținut dăunător sau periculos. Adică, pe scurt, să nu vă zic să săriți de la balcon cu televizorul în brațe, așa cum fac eu în fiecare dimineață. Bun bifat. Conținut răuvoitor. Adică orice sub formatul un pumn în cap îți dau, dar mai verbal, nu e permis. Plus să nu e labelit persoane, așa că ți-e scolăție. Conținut violent sau explicit. Well, tot un pumn în cap îți dau, dar mai mult și pe partea aia vizuală, mai sângeroasă, capre, oi, găine, tăcă, chestii nașpa. Hărțuire și calumniere online. Gen, dacă îți bați joc de cineva fără vreun motiv și întregi limitele bunului simț, ăla poate veni să-ți dea un strike cu vârful șpițului în ouă, iar după tu să plângi singur într-un colț. Spam, metadate înșelătoare și excrocherii. Rezumativ, să nu mințim algoritmul că avem un clip de aur, prin tag-uri, titluri, descrieri și în thumbnail, când de fapt tot ce acolo e doar o grămadă mare de gunoi. Și mai sunt câteva, dar astea deja sunt destul de logice și mult
mult de explicat, iar pe mine trebuie să mă știți destul de bine încât să vă dați seama că dragii un nou să stea să vă povestească romane. Dar pentru curiozitatea voastră, amenințările, adică să nu zici, bă, te tai dacă nu pui clip azi, deci voi îmi sunteți deja datori, drepturile de autor, adică să nu dai cu cioar de la clipul altuia în orice fel și cât posibil, atât timp cât, na, nu e fair use, confidențialitate. Gen să nu spui locația unde face Voinea Pipi, că o să afle Tesi și fără consimțământul lui Voinea, Tesi o să facă și ea acolo, na, iar după avem o Voinea supărat, gata să ne dea în judecată. Iar în cele din urmă, uzurparea identității, adică te dai drept altcineva sau pretinzi lucruri în general, cum ar fi că ai un IQ foarte mare doar pentru că ai din întâmplare, na, cel mai mare canal de YouTube din România, minciuni. Codine cu bazuca, anunțăm întreaga lume că suntem niște animale, avem ZOO în acest... Cine e pe lista neagră? Blacklist și whitelist sunt termenele folosite de cei care cred că YouTube-ul preferă mai mult sau mai puțin anumiți YouTuberi în funcție de conținutul pe care îl pun pe canale. Am zis pe care. Adică, spre exemplu, pe lista neagră, clar poate să intre mult mai ușor un canal ca și al lui Codrin, având multe înjurături, mui... pule, etc. Iar pe lista albă, e lista premium quality content, poate să intre o Andra Gogan, regina plozurilor între 2 și 7 ani, sau mai știu eu cine promovează cântecele pentru copii și iubește să vorbească cu o voce extrem de pițigăiată, explicând între timp cât de frumoasă e viața și cât de roz e totul! O să curgă sânge din urechi într-o zi. 0747 am alcool în atri. Aș buga o hesu, iam, nu joc cu codul Hammurabi. Iar, ca un exemplu de final, păi de ce să mai zic, e super clar că în clipul meu, un age restrict era bine meritat. Cu toate că în alte cazuri foarte asemănătoare nu s-au luat aceleași măsuri. Dar clipul ăsta, ăsta de ce a fost topat din trending cu un mare age restrict? Băi, fraților, fii serioși. M-am uitat în community guideline-urile lui Dumnezeu de sus până jos și ghiciți ce? Nu s-au luat aceleași măsuri. În afară de chestiunea că nu e ok să înjuri, nimic nu ar fi putut afecta clipul ăsta specific. Păi da, frate, dar cum ai spus și tu, înjură, e în regulă, pa și pusi frățioare. Bine băi, frățioare, dar dacă e așa, pe același canal frumos tot al lui Bradea se mai află încă câteva sute de clipuri cu înjurături mult mai grave. Dacă este așa și alea ghișce nu au age restrict, pam pam pam, X2. Iar pe de altă parte mai sunt piese, să zicem, na, de la Paraziții sau uite, fix de la Chelu, o chestie pe care o știu eu, unde pulile zboară în multe direcții și ghișce, nici alea nu aveau vreo problemă. Iar unele care au fost la fel de în trending, gen disul ăla de la Guess Who, să zicem, îl mai știe careva, piesa e super jmen și era tot grav la băiat, dar totuși, regulile aici nu au fost aplicate ca în partea asta la altă. Plus, n-are un falnic falus până și în poza de cover. Stai factorii comuni dintre noi ca un călău și ne dă 3,14 domnul supra capul tău. Ce e de făcut? Well, soluție reală pentru așa ceva... nu prea e, poate un report sau o chestie de genul care, na, nici aia. Nu poți tu să faci treaba pe care ar trebui să o facă YouTube-ul. O treabă pe care nu o face așa de rău, doar că se vede de la o poștă că are favoriți. Un lucru care pe mulți de cei care fac clipuri blana o s-ar putea să-i descurajeze să continue și astfel, puf, o să rămânem doar cu cancerul în persoană. Nu trezești interesul, ești bătostul și MS-ul, cu trei capete cerbere, latul și să duce stresul. Și ca să închei clipul ăsta, destul de scurt ce-i drept, pentru că efectiv, în timp ce făceam episodul, toată ziua am stat, toată duminica am stat să-l fac, am murit de cald. Am dat comandă de un fucking ventilator de pe EMAG și ghiși ce? A venit în Vâlcea, nu în București. Mi-a venit ventilatorul în altă casă, efectiv, trebuie să mă duc la Vâlcea să-l iau, să-l aduc înapoi. Dă o măsa de treabă. Dar de reținut că pe locul întâi în trending, de mai multe ori, nu odată, au fost fetițe minore care dădeau din popo pentru diferite clipuri și alea nu au luat aici restrict, deci community guideline-ul ăsta se aplică clar doar la proști. Eu am fost Alpaca AK de la Giu, sper că v-a plăcut și parodia asta animată. Dacă vreți ceva să-mi spuneți, scrieți în comentarii mai jos. Sunt curios, de fapt, dacă mai aveți orice exemplu de clip care trebuia să ia aici restrict și... da, nu a luat. Băgați acolo un titlu ceva, o să arunc un ochi mai târziu. O să las poza asta aici, între timp. Da, poftim, cu plăcere. Și nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiune. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King Out. 1, 2, 3, ascultați piesa asta de final. Elite, Afe, Boy, Stan e mare băiat. Respect! Respect!
Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect, dar fără clipuri penale, clickbait-uri nasoale și treburi murdare. Vreau să-mi iau o pană mare, nu din banii de YouTube, încă nu știu la culoare. Psst, bă, doar la piesa aia cu Anaconda, mai știi, Nicki Minaj, la, cred că pot să stai liniștit, să dai o labă ca lumea și ca să vezi, niciun age restrict. Oh, da!